Cine spune că este scump să mănânci sănătos, fie nu este bine informat, fie își găsește scuze pentru alimentația nu tocmai corectă. Cu doar 50 de bani pe zi, poți să ții la distanță obezitatea, bolile de inimă, diabetul și nu numai, consumând câte un măr pe zi. Merele sunt printre cele mai sănătoase alimente disponibile tot timpul anului. În plus, sunt foarte ieftine, gustoase și țin de foame. Toți nutriționiștii recomandă merele în cura de slăbire, dar și ca parte dintr-un stil de viață sănătos. Motivul? Au nenumărate beneficii pentru sănătatea noastră. Nutriționistul Gianluca detaliază care sunt aceste efecte benefice ale merelor. Datorită conținutului bogat în fibre, s-a dovedit că merele oferă senzație de sațietate. Deci țin mult timp de foame. Au un aport scăzut de calorii, motiv pentru care contribuie la pierderea în greutate atunci când sunt consumate ca parte a unei diete echilibrate. Merele conțin și apă în cantitate mare, furnizând astfel corpului nostru lichidele necesare. Potrivit unei analize ample, consumul unui măr pe zi reduce cu până la 30% riscul de a dezvolta diabet zaharat de tip 2, comparativ cu persoanele care nu consumă deloc mere. Merele conțin foarte puțin zahăr și o substanță fibroasă numită pectină, care ajută la controlul glicemiei. Studiile arată că consumul de mere poate fi asociat cu un risc mai mic de apariție a mai multor afecțiuni cronice, inclusiv bol de inimă. Acest lucru se datorează flavonoidelor din mere compuși despre care s-a demonstrat că reduc inflamația și protejează sănătatea inimii.